După victoriile cu FC Botoșan și Steaua, Astra vizează un nou succes în acest început de retur. Adversarea giurgiuvenilor este CSMS Iași, formație neînvinsă în 2015. Cele trei victorii consecutive au adus echipa antrenată de Nicolo Napoli deasupra liniei retrogradării, deși la finele anului trecut părea condamnată la retrogradare. Eroul Astrei din partida cu Steaua, Gabriel Enache, nu va evolua contra celor de la CSMS Iași. Mijlocașul a încasat în jocul cu FC Botoșan al patrulea cartonaș galben din acest sezon. În locul lui Enache, Dorinel Munteanu va titulariza cel mai probabil pe Tembo. Un alt jucător care va absenta duminică este Denis Alibec. Atacantul a revenit la antrenamente, însă de-abia peste două săptămâni ar putea reveni pe gazon într-un meci oficial. Partida dintre CSMS Iași și Astra Giurgiu se va disputa pe arena Emil Alexandrescu din Parcul Copou duminică de la ora 15:30. Pentru a fi sigur că pe stadion vor reveni cât mai mulți oameni, oficialii ieșirii au hotărât ca doamnele și domnișoarele să aibă accesul liber la acest meci.